prețios pe care alții îl prețuiesc, altfel nu prea înțeleg motivul, dar mă rog. Din nefericire, domnul Demosenea Sofron e foarte bolnav și domnul Dorel Grină este pe drum, probabil în ambianța asta clujană, în care drumurile sunt foarte încărcate și nu se vor descărca repede. Așa că ne-am gândit că împreună cu colegul meu și colegul de asociație și prietenul nostru, Alexandru Maricuriu, să povestim puțin, mai ales din sub, pentru că tot ce vedeți pe Simeze sunt fotografii care îi aparțin ca rezultat a unei experiențe foarte interesante. Așa am înțeles eu din poveștile noastre. Mulți ne-am dorit să mergem undeva în zone pe care le-am visat cândva, când eram tineri, sau le vom visa când o să ajungem pe alte meleaguri. Deci, anul acesta fotografic, 2023, se pare, suntem încă, după cum trece deja, nu mai știm cam prin ce an mai aflăm și ce facem. A fost un an foarte plin și mă bucur că în acest sfârșit de an, de fapt, generează, sper eu, sper, pentru că prin bibliotecă circulă totuși lumea multă, generează un mod de a înțelege puțin și ce se întâmplă în alte lumi. De obicei, noi, cei din zona, suntem ușor visători, mai facem o fluture, mai facem o floare, o colăriuță care zboară, dați voie chiar și două, trei stele. Suntem, oricum, într-o ipostază fotografică în care mai sperăm că perspectiva creației fotografice nu este cea care se prevede de către cunoscători, ci cea pe care noi am visat-o și o sperăm de foarte mult timp. Să fie o modalitate de interacționare între spirituală, între cel care gândește, simte și creează și ceilalți care încearcă să viseze, să creeze și ei la rândul lor. Sigur, n-am apucat să ajung încă în India și va fi foarte greu de acum, pentru că autobusele noastre circulă greu și așa că vom fi, cred că, mai mult decât încântați ca colegul meu să ne povestească câte ceva din ceea ce l-a impresionat și sper eu ca dorința de a merge înapoi în India să fie satisfăcută de viitorul luminos care este în cale. Alexandru, ai microfon. Mulțumesc! Da, mulțumesc că ați venit aici la astăzi, înseamnă mult pentru mine. Am și un pic de emoții, așa că pot să vă scuzați. Mi-am pregătit și un discurs așa de acasă, ca să nu intru în bâlbe și să descriu așa mai mulțit exact ce am văzut acolo și ce am simțit cu adevărat. Călătoria aceasta pentru mine a fost una de cunoaștere. O cunoaștere a sinele. A fost o incursiune spre sinele meu. India are o cultură interesantă. Este o lume diferită de ceea ce am știut eu ca european. Cultura lor spirituală a fost principalul motiv al călătoriei mele în India. Am dorit să merg la un ashram, care este o școală templu și care are un guru și câțiva profesori care oferă din învățăturile lor. În rândul oamenilor obișnuiți din Rishikesh, m-a surprins să observ că atașamentul de material este foarte mic. Eu merg foarte mult în direcția spirituală legată de partea hindusă și budistă. Am avut ocazia să cunosc puțin din religia lor hindusă și din practicile lor. Practica spirituală hindusă pune accent pe a te cunoaște pe tine însuți și a avea grijă de tine însuți. În fiecare zi, la pagederii mele, în acest ashram, vedeam scris un citat. Well-being is your birthright. Sănătatea este dreptul tău din naștere. Care mi-a dat mesajul în puternicire individului de a căuta să aibă grijă de sănătatea fizică și psihică,
ca fiind cel mai important lucru din drumul spiritualității. Într-o seară când am stat de vorbă cu Guru Ashram, mi-a spus că fiecare din noi suntem proprii noștri Guru și că, de fapt, Guru înseamnă ghid mai mult. Am aflat că e nevoie să ne ascultăm mai mult în lumea asta, în societatea asta, în care totul merge pe repede înainte și totul se consumă într-un mod absolut. Dacă știm să ne ascultăm mai mult pe noi, să ne cunoaștem corpul mai bine, reușim să depășim multe obstacole în relațiile noastre. Centrarea cu noi înșine ne ajută să avem o relație mai bună cu cei din jur, să ne înțelegem mai bine scopurile noastre și să ne clarificăm mai bine scopurile noastre. Am vrut să observ cum, de fapt, suntem prea grăbiți să-i rezolvăm pe cei din jur și ne ridicăm sau nu reușim să-i ajutăm pentru că nu ne înțelegem propriile noastre probleme. Suntem prea toritori să oferim sfaturi atunci când ni se cer, doar să ascultăm. Vrem într-adevăr să fim utili, dar utilul vine cu adevărat când suntem în pace și cu noi înșine. Când știm să ascultăm fără să dăm sfaturi, când știi să fii prezent fără ca mintea ta să fie în 1000 de direcții, când știi să înțelegi fără să judeci sau critici, când știi că aparențele nu sunt adevărul cuiva și ca să cunoști mai multe întrebări, pur și simplu să întrebi, iar lista poate continua. La prima vedere, tot ceea ce am zis, cam descoperit în India, pare lucruri simple. Dar când vrei să le iei pe rând, să le practici, în realitate sunt mai grele, fără practică constantă și conștientizare. Aș putea să mai vorbesc multe despre experiența mea personală în India, însă vreau să vă las spațiu pentru curiozitatea și descoperirea voastră. Vă las totuși cu aceste câteva fotografii realizate în această incursiune în India, care expune fragmente din ceea ce am experimentat și văzut alături de următoarea concluzie. There is no grace like your body, there is no power like your mind, and there is no energy like your soul. Dumneavoastră, lumina ne luminează întotdeauna sufletele, ne aduce pace, bucătură și cumva îmi place și cum am reușit să prind așa, parcă o bucățică din el, fiindcă era între copac și tufiș, ceva de genul. Și cumva reflexia care merge spre poarta respectivă, de la ashram, mi s-a părut foarte, foarte frumoasă. Dacă mai aveți întrebări sau ceva, puteți să-mi ziceți. Chiar dacă Alexandru a reușit să
să aducă pe simeză trăirile personale, că sunt câteva imagini din care emană trăirea personală. Îmi spunea cineva care este și neapropiat de sfita mea, care a fost de asemenea în India, a zis că degeaba, ați povestesc, trebuie să trăiești. Să vezi cum și ce și când și care. Altfel, într-adevăr, ești impresionat de tot felul de ipostaze altfel decât suntem obișnuiți. Așa că cred că și colegul și prietenul nostru vă recomandă să vă luați repede un bilet, să mergeți în Sofia, să trăiți jumătate de an, un an, nu, ca să puteți veni înapoi și îmi promite că redeschide expoziția cu aceeași ocazie să vedeți dacă aveți aceleași sentimente și trăiri pe care le aveați înainte de în India. Eu mulțumesc foarte mult și chiar dacă Da, 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 da